Cea de-a 10-a ediție a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare a început joi seara cu tradiționala paradă cu făclii. Cei 300 de participanți au înfruntat ploaia torențială și au defilat cu torțele aprinse sub ochii sutelor de suceveni ieșiți să-i admire pe străzile Sucevei. Din cauza vremii potrivnice, alaiul nu a mai putut parcurge ultima parte a traseului până la cetatea de scaun. Parada cu făclii a cavalerilor și domnițelor care participă la Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare pe străzile Sucevei s-a dovedit a fi și anul acesta un spectacol fascinant, cu mare priză la suceveni. Dorniți să admire costumele medievale ale membrilor trupelor, să asculte zângănitul armelor și arburilor războinicilor, plesniturile de bici și împușcăturile puștilor și pistoalelor, sucevenii au venit cu mic cu mare în ciuda vremii potrivnice. Cei mai încântați ca în fiecare an au fost copiii, care au văzut cum personajele din povești au devenit realitate. Sunt încântat de ceea ce se întâmplă în Suceava în ultimii ani. Sunt al treilea, al patrulea an sau așa ceva de când particip efectiv la această festivitate. Mă bucur că Suceava se poate mândri cu acest festival, cu renovarea cetății, a muzeului. Participăm la festival și în cetate. Veți merge cu parada până la cetate? Numai decât pe jos, în urma paradei, până la cetate. Vremea nu v-a împiedicat? Nu deloc, uitați-vă, ne-am îmbrăcat de iarnă și facem efortul ăsta cu multă plăcere. La ediția din acest an au fost din nou prezenți caii, un element spectaculos în special pentru copii, care se arată de fiecare dată foarte încântați. Cei patru cai și călăreții lor au fost amplasați în vârful coloanei de foc, care se întindea pe aproape un kilometru. Cea mai mare paradă medievală din țară, care dă startul evenimentelor din programul Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare, a pornit din cartierul Opcini, urmând traseul Bulevardul George Enescu, Primăria Suceava, Bulevardul Ana Ipătescu. Ultima porțiune din traseul paradei nu a mai fost parcursă decât de cai și călăreți. Restul participanților la alaiul medieval refugiindu-se de ploaia torențială. Nu sunt sigură. De ce? Păi, deocamdată stau la început. E prima dată când participi? Nu, am participat și anul trecut. Și acum ce te împiedică? Vremea? Da. Ce îți place cel mai mult? Totul e foarte interesant, de pe vremuri, îmi place, e foarte frumos. Este extraordinară pentru orașul nostru. Ați mai participat la vreodată? Și anul trecut și acum 2 ani. Veți merge până la cetate? Dacă vremea ne permite, că avem copiii cu noi. Ce îți place cel mai mult la paradă? Mie îmi place cavalerii și oamenii cu păsări. Vei participa până la cetate cu ei? Cred că da. Noi reprezentăm din evul mediu șoimarii, reprezentăm diferite culturi europene, de pe stepă, avem reprezentanți și dorim să arătăm oamenilor că nu, în evul mediu nu mai se băteau oameni, ci se ocupau și de alte chestii. De exemplu, păsări de pradă. Păsările de pradă prezente sunt păsări de demonstrații, păsările cu care mergem și facem și lucruri educative, prezentări despre păsările de pradă, rolul lor necesar în natură și de ce trebuie protejate. Și ne bucurăm și noi de festivalul, când. Vom sta până la sfârșitul festivalului, până duminică, seara. Deci o să fim la cetate, cine dorește să vadă păsările mai de aproape. Mai avem și alte păsări pe care ne-am acum în paradă, deoarece o să fie și cu împușcături și atunci la bufnițe, de exemplu, auzi foarte dezvoltat. Și atunci pe ei am stat la cazare deocamdată. Da, avem prezent un Harris Hawk, un uliu mexican, să zicem așa, o pasăre pe care o să zburăm la cetate. Avem din specia de șoim sudic femelă, respectiv mascul, și o achilă de step, o femelă. Suntem ordini cu avădea, mi-ai de ajuns, sunt singur aici cu toată echipa, așa. Echipamentul care l-am primit, mă gândesc la asta vă referiți, e de cavaler de prima jumătate a secolului 15. Din păcate, în Transilvania nu erau cavaleri, ne-am urmutat puțin din partea de vest a medievalului occidental. Suntem pentru, cred că, 5 ore la Suceava. Ne place acest eveniment pentru că este acum cel mai mare, pentru că Suceava Sighișoara s-a anulat. Acum Suceava este cel mai mare eveniment care adună cel mai multe trupe din țară. E bine într-un fel că au trecut munții și au ajuns și în altă parte, nu numai în Transilvania, să facă asemenea evenimente. Ne bucurăm să fim aici. Da, eu sunt bufonul cetății, sunt nebunul cetății, de 4 ani de zile mă plimb prin cetate și spun fel de lucruri interesante pe care le veți auzi în cetate, începând de mâine.
Acum momentan la paradă. Ah!